Domnul Mircea? L-am adus ca pe Lucescu în cantonament, că nu mai facem față. Ia să vedem. Stai o secundă, trebuie motivată echipa de asta am venit. Trebuie să-i motivez pe băieți. Domnul Becali, parcă. Păi bravo, bravo, păi bravo, tată. Manchester City. Și de-aia ai plecat mai devreme cu tine aseară? Am zis că sunt la retrogradare, da? Câteva cuvinte. Și vrem din Daci să vă schimbăm numele în Dinamo. Și să luptați cum a luptat și Dinamo, înțelegi? Că asta mai avem până la ultima etapă, mai avem puțin. Mai aveți puțin, da? Totuși vă rog să vă concentrați. Plan tactic ați venit, nu vă supărați. Da. Plan luptați, dai seama că nu vi-l spun voi acum, dar e clar, e totul... E totul, da. O să? Cu Naționala României aici? Da, păi am venit adecvat. Eu nu fac schimbări, fac semi-schimbări. Exact, ca Gigi. Fac semi-schimbări, adică nu spun cine să joace, eu spun cine să nu mai joace. Asta mă uit, mă voi uita. Așa când te uiți la oamenii ăștia, cine crezi că nu e azi? Nu e în formă? Da. Mă uit la Dani în ochii lui, dar văd că... Nu l-ajută vârsta, dar l-ajută fizicul. Ăsta a fost bine pe fizic. Ia o zi, bine pe fizic. Gardoș. Vezi lui ce-i spui. Ia să vedem, domnul Gardoș a venit. Domnul a jucat Champions League. Am văzut că l-a adus pe Lucescu în cantonament și am zis să fac și eu un herub la echipă, că nu se mai putea. Am venit să vă cert, nu se poate. Nu se poate așa ceva, da? I-am certat, ieri am avut, i-am convocat ieri, am făcut un antrenament ușor. Hai, parchează și vino aici, să vină la... Normal, parchează și vinul la ședință. Mam. Îmi place atitudinea dumneavoastră. Trebuie să intervenim. Nu, și Gigi, ați văzut că Gigi până la urmă a venit pe teren, adică n-a mai putut, a venit la stadion. Așa și eu, am stat acasă cât am stat și m-am uitat și eu pe net, că mă uit și eu la meciurile voastre și am zis, bă, nu mai pot, băieții sunt cum ți se pare aproape aici? De retrogradare. Îmi place foarte mult, sincer, acum lăsând gluma la o parte, e prima oară când vin, v-am urmărit pe internet, că am văzut că dați meciurile și mi se pare o idee bună, e prima oară când am venit, să văd și eu, nebunie, chiar mi se pare nebunie. E și primă de joc în seara asta, că pare un meci important dacă ai venit. Chișul la mine, uite. Adică nu există, nu există nici nebun cum, adică cum îi văd că sunt ok. Sunt atâția în loc, pe fiecare, da. Pentru fiecare. Da, am venit pregătit, am avut un leu pentru fiecare, înțelegi? Nu știu sigur dacă se le dau lor sau adversarilor, dar mie că mă duc la pușcărie ca Gigi. Știi? Și atunci, da, sunt pregătit, da. Un leu pentru fiecare am adus. Uitați-vă, suntem pregătiți. Nu, aveți fiecare leu vostru, stați cu minte. Fii atent, vorbim, te lăsăm un pic la ședință, da, și vorbim un pic pe teren, ne să vedem cum e acolo. Nu, acolo vreau să văd. Acolo să vedeți, că simpla ei, eu nu... Nu pe telefon, nu pe WhatsApp. Eu vin și schimb acolo. Semi-schimbare, o să vedeți. Dar fiți atenți, aici, înainte acestei partide, urmărită îndeaproape de domnul patron Gigi Becali și de managerul general al echipei Meme Stoica, s-a discutat cu arbitrii ceva. S-a discutat așa, amical, domne, că n-a fost, că a fost, a fost un meci în care domnii de la Daci, să știi că n-ai fost aici, dar... Ce-au făcut? Cred că a fost 5-0, nu? Ceva de genul. A luat bătă, păi de asta am venit. Că situația era nasoală. Că urmărești foarte... Nu se poate. Păi nu, tu nu vezi că cu ce joacă pe tricou, că pe mâneca au spitale puncerii bani privați. Acum... Lăsând orice glumă la o parte, oamenii sunt, eu sunt unul dintre ei, de fapt nu-i sponsorizez că nu le dau bani, da. Sunt eu o cauză de socială, dar ei mă ajută cu această plus de vizibilitate. Fii atent, cred că ei au știut toți că tu ai să vii, pentru că să știi că nu prea veneau chiar toți, azi văd mulți din echipa. Îi vezi montați un pic, da. Cred că Meme le-a zis, bă, vedeți că e o seară mai grea, nu știu că le-a zis că vin, dar le-a zis, bă... Că le-a zis și de leu ăla pregătit. Da. Asta, leu. Sigur. Dar păi nu, am pentru fiecare un leu, da. Și dacă nu-și fac treaba bine, am și un leu de la Nuțu. Pe care l-am în... Adică depinde ce leu e, da, știi? Da, adică da, nu e despre, știi, dacă... că nu e despre leul ăsta, e da. Să nu iei leul ăla. Exact. Adică nu e, da. Știi, ăsta e, băi, am luat un leu curat. Asta zic, adică nu e despre, ei nu se bucură, ei zic, bă, nu l-am luat pe ăla. Da. Asta mi se pare o chestie echitabilă. Știi, asta, în fotbal, am venit cu leu de la Nuțu. Poate dai idei cu asta să fie și o pedeapsă în caz că... Da, penalizarea e mai mare decât prima. Da. Penalizarea bate prima la noi. Fii atent, și râdem glumind, dar FCSB-ul a luat titlul. Cum a fost pentru titlul? A fost bucurie. Chiar a fost bucurie. Îți dai seama, sunt stelist de mic și m-am bucurat foarte mult să văd că s-a mai întâmplat și treaba asta.
la noi. M-am bucurat, recunosc că eu nu sunt, mă consider un pic mai mult cetățean decât fanatic. Și atunci, cinstit, îți spun, m-am bucurat și anul trecut pentru Faru, pentru că sunt mare fan al lui Hagi și m-am bucurat că, în primul rând, mă suturasem de treaba cu CFR-ul, adică era prea monotonă și dacă era să câștige cineva, m-am bucurat foarte mult pentru fanul anul trecut, m-am bucurat și pentru FCSB. Îmi place și proiectul lui Șucu pe care l-are la Rapid și a implementat ea acolo. Sper ca și Rotaru să aibă o rezultat bun, că și el e prietenul meu, Michi Rotaru, și îmi place ce face la Craiova. Sper să intre în conferență acum și să se califice la conferență. Adică urmăresc fenomenul și îmi place. S-a întors Dan Petrescu. Da, o să fie groasă cu el, o să fie groasă cu antijocul ăla lui de gen Real Madrid când se apără de nenorociderea aia, dar asta e, nu contează. Adversari, important că sunt echipe mari, că se întâmplă lucruri frumoase, eu mă bucur, repet, mă bucur de mai multe proiecte, chiar îmi plac mai multe proiecte și mă bucur și de scorul pe care l-a realizat Dinamo și care are șanse să rămână. Adică eu sunt genul ăla de stelist care doresc ca să existe derbiurile astea, Rapid și că practic ce înseamnă derby? Jocul PCSB, cum e acum pe nou, versus Dinamo și Rapid. Asta era derbiul nostru. Acum avem derby cu CFR Cluj, dar mă rog, ne mai fi în același oraș, nu știu dacă mai poate fi numit chiar derby. Spuneai de proiecte și ți-am remarcat hanoracul cu Naționala României. Ai văzut, apropo de proiecte, filmul Naționalei României? N-am apucat. L-am văzut, nu, știu de film, știu de Inima Naționalei și vreau să merg să-l văd, mi se pare o super idee. Am văzut trailerul și îmi doresc foarte mult să-l văd. Am văzut celălalt film despre fotbal, cu generația de aur, care se numea Hai România. Mi-a plăcut mult de tot. Aștept varianta de pe Netflix, care am înțeles că va fi mult mai lungă. Adică varianta de pe Netflix am zis că o să aibă 10 ore și noi am văzut la cinema o oră și jumătate. Adică pe Netflix o să fie un fel de miniserie. De-abia aștept și în Inima Națională vreau să merg să-l văd. N-am apucat acum. Cred că a fost opening weekend acum. Da, a fost... Bine, a fost avantpremierea pe 13 mai. Lasă avantpremierea. Cred că opening weekend, adică asta a fost chiar weekendul care a trecut, în care n-am avut timp, dar săptămâna asta merg la Inima Națională. De ce nu? Dar pe tine te-ar bate gândul să faci un film despre sport, despre fotbal, nu știu, te-ai gândit vreodată la varianta asta? Că, da, ai, nu cumva ai pășit în... Nu m-am gândit. Toate filmele pleacă de la o poveste. N-am făcut deocamdată documentare, nu zic că nu-mi plac, adică, repet, Hai România, Inima Naționale, vreau să văd. L-am văzut pe cel cu Năstase, Nasty. Foarte bun. Și trebuie neapărat... Îmi pare rău cumva că românii nu merg în număr mai mare la aceste filme. Pentru că mi se pare că ăstora le datorăm, celor de la generația de aur, să mergem la film și de ce nu, Nesti datorăm, să copiii noștri, să afle cine a fost Ilie Năstase și cât de mare a fost. Avem acum o calificare de care ne bucurăm, bă, ar trebui să-i răspătim pe ăștia cum? Bun, ok, mergând acolo, lumea se bate pe bilete să meargă în Germania, mergeți la film până una alta. Mi se pare bun îndemnul tău și bun, mi se pare acum, adică tot comentăm că aia nu se întâmplă, că când se întâmplă și se face un film, toate astea sunt încasări pe care, astea merg la FRF, de exemplu. Da. Cum susținem? Care e ideea? Bă, noi toți de acasă susținem să facă, să se facă performanță, dar când vine vorba de micul tău aport, bă, cumpără bilet, du-te acolo, dă un like, dă un follow, nu știu, chestiile pe care le poți face. Hai să lăsăm băieți să-și joace. Lăsăm că nu, noi nu-i deranjăm, să vii un pic mai așa, să nu te lovească. Adică să nu ne descalifice arbitru direct. Ia, uite-te un pic cum se uita la noi. Nu că, uite-te un pic. Da, domnul Groia, scuză-mă un pic. Domnul Groia, vă uitați așa supărat la noi, domnul cameraman nu știe, dar trebuie să stăm în afară. De ce discutați acolo? Hai să intrăm de aici, nu stăm în teren, că ne și omoară. Dacă vină un pic, că mai trebuia să îl întreb ceva, apropo, vorbind serios, după aia trecem și să vedem planul. Da, vreau să văd pe cine scot. Apropo de Naționala României, mergem la acest turneu final. Multă lume a spus că, domne, am avut grupă ușoară, că nu știu ce, că nu știu cum, suntem acolo. Cum suntem acolo la masă? Ne-am calificat, hai că n-am... Bun, ce facem acolo, cum vezi? Belgia, Ucraina, Slovacia. Bine, am spus, ordinea ar fi Ucraina, Belgia, Slovacia, în ordinea meciului. Nu e o grupă ușoară, dar pentru noi, din păcate, nu mai e niciodată o grupă ușoară. Nu mai poate să existe grupă ușoară. Nu cred că mai avem vreodată opozitatea. Adică, normal, cu Belgia e groasă, cu Ucraina e groasă. O să fie extrem de greu, dar cred. Nu există. Eu am o vorbă și o am de la Adrian Ilie, cu care sunt mândru că sunt prieteni și mă văd aproape în fiecare seară cu el. Azi, dacă nu eram aici, eram la un micuț bar de cartier unde ne strângem în fiecare seară.
Și Adrian Ilie face în felul următor. Prezice toate meciurile, cine o să, spune de la început, la începutul seriei, spune cine o să câștige, câte goluri să dea. Și este tot timpul? Aproape tot, bă, eu spun că aproape tot. Mi-a dat niște nici nu mai vreau să zic, că mă enervează. E, de câte ori, știi de când greșește Adrian Ilie? Când joacă național. Când joacă național, niciodată n-a putut să zică 0-0, ne bat ei cu 1-0. Totdeauna dă 1-0 pentru noi, 2-0 și nu iese. Și îl întreb mereu, ce face Adi? Nu pot să văd altfel. Pentru mine asta este, pentru mine asta e exemplu, Adrian Ilie. Adrian Ilie face cele mai bune preziceri despre fotbal, mai puțin când vorba de România. Așa și eu. O să trecem de grup. Avem vreun Adrian Ilie, vreun Gheorghe Hagi, vreun... Avem Hagi pe teren, da? Nu avem Gheorghe Hagi, dar avem Ianis Hagi și trebuie să credem, ți-a zis, așa cum Adrian Ilie zice tot timpul, bate România, asta zic și eu, trecem de grupe. N-am explicație, sunt foarte buni, e foarte grea grupa, trecem de ea. Hai să ne uităm un pic, da. Să vedem ce fac băieții. Am deja două goluri până când mai ținut de vorba. Băi, da. Ce faci? Domnul Mihai Stoica. Bună seara, da. Cum Domnul e până? Vara Lambus. Cum e până acum? E foarte rău, după cum vedeți. Conducem cu 2-1, nu jucăm nimic. Da. Dar na, ne ajută individualitățile. Da, de-aia am adus jucători de nume. Strângă, da. Să se strângă aproximativ toți. Da, aproximativ toți, că după cum știți lipsește Ioniță, dar ne facem treaba, încercăm să mai pierdem, că asta e. Hai să nu retrogradăm anul ăsta, da, încercăm. Spuneți domnul de aici care zâmbește, cum s-a descurcat? Domnul care zâmbește? Extraordinar. După cum ați văzut, a alergat toată repriza. N-am putut efectiv. L-am scos. Extraordinar, l-am scos. V-a sunat telefonul, sincer. Domne, din păcate l-am dat pe vibrații, dar mi-a vibrat puternic, adică am simțit niște presăriri, dar e ok, dacă batem să te cu bine, e bine, știi cum e, că și ei au dat multe și noi multe, sperăm. Ai bă duce domnul Gigi Becali când vine tot la meci? Totdeauna auzi, păi da, bineînțeles. E prima oară când noi am dat mesaje, l-am bătut pe umăr. Scoate. Făcut o semischimbare, da? Domnul Herea, dumneavoastră, cum e să jucați cu Gigi Becali lângă dumneavoastră? Presiune foarte mare. Presiune mare. Cred că de-aia nici nu este jocul. În cauza lui. Ar trebui să rămână acasă. Ai putea să iei exemplul lui Nea Gigi. Bravo! Gol! Se scrie pe bandă rulantă. Deci nu. Hai că e cu noroc. Adică tu și când vorbești la cameră. Când la cameră să dă gol, să mă afceale. Ești la interviu. Deci merge bine echipa și fără tine. Nu. Credeam că ești un om important, dar nu poți să lipsească. Nu poți să zici ceva? Cred că mă lucrează colegi. Da? Da, 100%. Simți că... Păi nu înțeleg de ce când sunt eu în teren nu joacă nimic și când ies eu, uite ce bine joacă echipa. Nu cred că sunt eu vinovat, cred că ei sunt. Da? Da. Eu cred că și fratele tău e mână-mână cu ei. 100%. Dar vreau să... o singură chestie. Te rug eu frumos, întreabă patronul, când ne schimbă și noi echipamentele astea, că le avem de 2 ani. Da. Eu înțeleg că nu sunt rezultate la echipă, dar chiar așa, da. Ia, vină un pic cu mine, te rog. Domnul patron, iertați-ne încă o dată, că domnul avea o întrebare pentru dumneavoastră, dacă... Vă rog, domnul jucător, e un pic supărat, cred că de-aia nici nu e... Echipamentele... Sunt de 2 ani de zile, nu știu cum să zic. Da. Ne mai schimb și nu investești și tu în echipa asta. Ne un pic ușine, dar... Da. Vrei rezultate, asta dar e, da. Nu investești deloc. Așa este, aveți dreptatele data asta. No? Am făcut anul trecut 2 rânduri și l-ați îmbrăcat doar pe ăsta. Și acum am zis, bă, n-are sens să facă, vreau să pun peci de ligă. Și zic, să pun Liga 2, să pun Liga 1, mai așteptăm o perioadă să vedem cum ne descurcăm. Dar uite că l-am băgat pe gardul și în mijloc s-au dat 2 goluri de la el. Asta înseamnă toate schimbările cum trebuie, ai înțeles? Are dreptate, dacă jucați pentru Champions League altceva, trebuie să faci ceva. Auzi, bă, normal, trebuie să facem peciurile de Champions League, de conferență, de toate alea, auzi. O să fie bine, am vorbit. Am vorbit și dacă nu ne mai descurcăm. Uite gol. Gardoș, bă, ce schimbare am făcut la pauză. Mulțumesc mult de tot. Acum nici nu știu ce să crezi, tu sau... Noi suntem o echipă întotdeauna, adică noi sfătuim, avem un grup foarte bine organizat. Spus că eu nu spun decât cine să iasă, niciodată cine să intre. Că nu știu cum joacă băieții, nu i-am văzut la antrenament, asta face doar el. Eu zic, pe cine nu mai vreau să văd pe teren, atât. E semi-schimbare. Zâmbești când zice să... Da. Vreau să mai vadă pe teren? Nu știu de ce zâmbe, adică îmi place totuși atitudinea ta asta, zău că te demoralizez, dar... Am ofert acum de la primele locuri și mă bucur că nu mă bagă. Că voi pleca. Da, le ceri rezilierea, să-mi dea banii până la sfârșitul contractului și plec. Gata, am înțeles. Sunt și prime la meciul ăsta, ați văzut. Hai să vedem cum se termină la... Rămâneți la bere? Rămânem peste tot, dacă, mai ales dacă câștigăm. Dacă nu câștig, mă duc direct acasă. Deci, vedem la bere ce iese cu banii. Are mulți bani. Are mulți, bani mulți. Foarte mulți. Bună seara.
Ce faceți? Ne tragem sufletul, ne uităm în buletine și apreciem colegii care nu se apără azi. Da? Dar când jucăm în roz nu ne apărăm, trebuie anulate aceste tricouri. Dar totuși azi v-ați strâns mai mult, sunteți mai bine, a venit și patronul. Noi pe final, ca orice echipă din România, ai văzut? Noi pe final, pe final. Altfel nu ne motivează nimic decât supărarea. Încercați bateria, că Dani vorbește foarte mult și nu o să vă ajungă bateria. Nu e adevărat. Mister vorbește peste mine. Deci, da, păi vrea da. Să se impună într-un fel, nu știu, reușește? Păi da, tată, că am și eu emoții, dau și eu bani. Ne-a omorât azi. Deci, da, în concluzie, ne-am trezit mai pe final, am început să meargă, dar mă rog, meciul ăsta e chiar pentru ultimul loc. Să ne salvăm, am trecut de echipele grele, așa a fost programul, numai echipe grele la început. Sperăm să ne mișcăm și noi mai departe, măcar ca anul trecut. Domnul arbitru, mai bun. Fioros aici, acum. Este, nu am văzut pe cineva să se impună mai tare, este ori îl știu băieții din cartier, ori aspectul lui îi impune respect. Da. Domnul arbitru, are dreptate domnul Dan? Cred că prinde finala Europa League. Eu simt că acum, nu știu, fii Caterinca, nu fii Caterinca, dar simt că a venit patronul și că a venit și cu ceva bani. A venit Codin e cu banii, da. Azi e și ziua lui, că nu știu că știi, de Constantin și Elena se spune la mulți ani și Codinilor. Da. Noi sperăm la repriza a treia să bem o bere, sperăm. Eu nici n-am venit cu mașina special. 1984, moment în care... Așa-i Dani cu poveștile. În 84 fumam nuțu și după aia m-am lăsat în 85 că știam că o să strălucesc ca ei. Da, bineînțeles. Oameni, când o să fiu mare ca tine vreau să arăt să mor eu, că am 30 de chile peste. Nu trebuie să intru, eu simteam că trebuie să intru. Nu, păi domnul de acolo din spate face semn cine. A zis că el doar scoate și cred că el te-a scos. Deci unul scoate, unul bagă. Da. Eu aș vrea să știu cine bagă, că de scos am tot aflat. Deci berea. Berea. Bravo și Andrei, un minut! Domnul, vi se cere o bere, 2-3 la final, vă rog. Din spate, de aici se aude. De ziua dumneavoastră. Azi e la mulți ani și pentru tine, nu? Nu știam. Bravo, bă! Bravo! Da, bă, la final, da, e ziua ta. Da? Sigur. Vreau să termin cu impresia asta. Da? Am înțeles că s-a făcut o modificare aici. La 3 goluri a participat. Am intrat number 10. S-a văzut imediat, ai văzut la pauză, bam, bam, 3-1-4-1-5-1. Două goluri, asist, puteți să mă odihnesc, urmează cupa presei. Sâmbătă, vineri, sâmbătă. Acum, nu mi se pare normal asta, să cupa presei, ce cupă, ce presă? Știi că nevastă mea zice că mă antrenez mai mult decât când jucam, știi? Da? Mai fac și sală, mai vin și la fotbal. Sincer, eu zic că, acum mă uit la tine, cred că... Eu zic că ar putea intra acum, pe o europene și să facă față. I-ai spus la mulți ani domnului că... Nu știe, nu știe. E ziua lui, se spune e astăzi la mulți ani. E Constantin ceva? Da, e Codin. Codin e de la Constantin. Ah, ok, n-am știut. Nici eu nu știam, mi-a spus Dani, ne-a luminat. Eu până am plinit eu 25 de ani. Deci jur, deci n-au știut până când am făcut 25 de ani. Nu le-ai spus și tu. De unde să le spun eu dacă ei nu mi-au spus? La 25 de ani a zis unul la mulți ani lui taică pentru fitul și a zis, dar de ce îmi spui asta? Și a zis, Codin de la Constantin. Și am intrat pe net că deja la 25 de ani ai mei exista internet și am văzut că așa era. Nu, n-au știut că e derivat. Atunci și dacă uitam nu era o problemă. Se bea bere puternic, am înțeles. Da. Deci așa ar fi normal. Așteptăm și primă de joc pentru el, că azi a fost numărul 1. Cât valorează acum? Numărul 1. Ne-a învățat de la azi patroni, care aruncă... Mult, foarte mult. Milioane, multe milioane. Vă spun sincer. Milioane de lei. Stai jos, Premier League. Meris, tată! Nu vreau să te accidentezi, nu vreau să... Nu, mai gata, mă păstrez pentru... Gata, vă lăsăm, ne vedem la bere. Mulți ani trăiască la... Da, păi trebuie să-i spune mulți... Hai să-i cântăm, chiar, nu trebuie să-i cântăm. A dat berea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la... S-au terminat micii? Nu, asta doar presupune. Eu voi... Așa cum... Vezi dacă
pot să remediez. Păi imediat se apasă pe buton și sigur, îmi place că unii chiar știți cum se face recuperarea, alții încă mai vor pe la Liga 1, cred că s-au retras cam de vreme și... Exact. Cum e cu prietenii de Constantin și Elena? A, păi nu, am venit să vă băieți, victorie clară, asigurată era. Da? Da. Bun. N-aveam nicio îndoială, nicio îndoială. Filmați-l pe Ionica dacă își dorește și el să apară în toate cărările. Am o filmare ce ai fost, ai văzut așa cât de cât un pic din victorii cap? Din atmosferă, da, foarte, foarte bine arată. Nu m-am așteptat, recunosc, să văd atât de multă lume strânsă. Cu spectatori, cu alea, cu foarte mișto. Foarte, foarte mișto. E bine organizată treaba. Nu mi-am dat seama de pe net. Mă bucuram că există, că se transmite, că se transmită meciurile astea, dar chiar să vin aici la fața locului mi s-a părut senzațional. 200 și ceva de echipe, îți vine să crezi? Mie nu vine să cred că terenurile astea sunt în non-stop pentru Victory Cup și că nu poți să iei efectiv, nu poți să joci un meci aici, pentru că n-ai loc de cupa în sine și că se joacă non-stop meci după meci. Sâmbătă și duminică. E și normal, lăsăm oamenii să se recreeze. Ok, și sâmbătă și duminică poți să iei terenul, se poate închide atunci. Să iei. Depinde ce loc mai ai. Da. Bine, adică în sensul că mai au și unii care să nu facă parte din competiție. Da. În afara competiției. Da, foarte tare, foarte interesant. Câte terenuri sunt în total? 6. 6? 6 terenuri. Deci 3 acolo, 4, 5 și ăsta 6. 6. Asta e ultimul, new entry. Cu iarba adusă din și barul face mai mulți bani, barul face mai mulți bani decât cele jale. Adică dacă l-ai dărâmat să faci un teren, nu, e mai bine barul, nu? Da, dar socializarea unde o ții după? Socializarea trebuie ținută undeva, da, și până la urmă și să fac bani din food and drinks, știi cum e. Da, cumva și cumva cred că și atmosfera, nu? Faptul că după meci, nu știu, bă, să nu da, nu se dă nimeni, da, e mai bine ca la loft aici, nu se dă nimeni dus. E bine. Putem sta destul de mult, așa că eu vă las în continuare să... Vezi, rezolvă cu micii aia, că... Da, acum, micii, da, toată lumea e cu micii. Eu nu vă las berea, să știți, dacă... Hai!